Un aspect crucial al diabetului de tip 2 este menținerea sub control a nivelului de zahăr din sânge. Dacă lăsați nivelul ridicat de glucoză netratat, aceasta poate duce la complicații grave de sănătate. Din fericire, o băutură roșie vă poate scădea nivelul în 3 ore. Anumite alimente care au un indice glicemie ridicat pot provoca creșteri bruște ale glicemiei. În cazul în care nu știați, indicele glicemic descrie viteza cu care carbohidrații cresc glicemia. Nutriționistul Rob a explicat că sucul de rodie poate scădea nivelul de zahăr din sânge, în trei ore. Mecanismul din spatele acestei reduceri nu este destul de clar, dar cercetătorii cred că se datorează antioxidanților. În principiu, ei cred că se datorează faptului că sucul de rodie are o concentrație foarte mare de antioxidanți. Acești antioxidanți sunt în mare parte flavonoide și sunt diferite, dar cred că sunt antociani, cei care dau culoarea roșie violetă intensă. Și, practic, ei cred că acești antioxidanți se leagă cumva de zahăr și te împiedică să ai un efect atât de mare asupra nivelului de insulină, a explicat nutriționistul. Un studiu care analizează relația dintre acest suc și diabet arată de asemenea că poate reduce rezistența la insulină. Rezistența la insulină apare atunci când celulele din mușchi și ficat nu răspund la insulină, astfel că Că nu pot prelua cu ușurință glucoza din sânge, a explicat nutriționistul. Aveți nevoie ca celulele să preia glucoza, deoarece dacă acesta rămâne în sânge, este foarte periculoasă și există riscul ca celulele să moară, a mai spus specialistul în nutriție. Cât suc de rodie trebuie să bea persoanele diabetice? În studii au folosit 1,5 ml pe kilogram de greutate corporală. Recomandarea actuală nu ar trebui să fie mai mult de 150 de mililitri. Așadar, dacă bei doar un pahar de suc de rodie, în cadrul acestei orientări, teoretic ar trebui să fie suficient, a explicat nutriționistul. Relatează Pungro.